Vinovăția este o experiență universală. Ce ai făcut săptămâna aceasta și nu trebuia să faci. Da, nu trebuia să zici. Nimeni nu a reușit să șteargă cu succes sentimentul de așa trebuie, pe care Dumnezeu l-a pus în ADN-ul sufletului nostru. Da, sentimentele noastre morale pot fi atât de sucite și corupte încât ceea ce credem noi că este bine să fie rău. Dar toți oamenii cred că există lucruri care trebuie făcute și există lucruri care nu trebuie făcute. Cum rezolvă lumea problema vinovăției? Cu toții am făcut lucruri care nu trebuiau făcute. Sentimentul de eșec de a fi făcut ceea ce nu ar fi trebuit să facem îl numim vinovăție. Iar durerile acelea ciudate și putrede din stomac și de la inimă le numim sentimente de vinovăție sau o conștiință încărcată. Dacă conștiința noastră este foarte sensibilă și nu mai găsim nicio cale de ieșire, ajunge până acolo încât să luăm în considerare chiar și sinuciderea. Însă, de obicei, oamenii apelează la una din cele trei căi de ieșire ca să-și rezolve problema vinovăției. O cale este cea intelectuală, alta este calea fizică și a treia este calea religioasă. De exemplu, în cazul căii de ieșire intelectuală, ni se spune așa: motivul pentru care ești împovărat de vinovăție este pentru că ai așteptări prea mari de la tine. Dacă vrei să rezolvi problema vinovăției, recunoaște că, da, vei face greșeli, dar cine nu face? Suntem oameni. Coboară standardele și nu vei mai simți absolut nimic, atâta, sau să zic atâta vinovăție. Sau cultura noastră îți va spune: gândurile tale morale sunt prea învechite, demodate. Sunt produsul unei etici de muncă protestante sau niște rămășițe puritane, la o gândire din evul mediu. Dacă ai gândit moral și etic conform anului 2022, nu ai mai avea atâtea probleme cu vinovăția. Voi trăiți în evul mediu moral. De fapt, poate cea mai uimitoare strategie folosită în ultimii ani este să transformi ceea ce toți credeau că sunt vicii în virtuți. Iar cine nu are aceste vicii acum virtuți, aceia ar trebui să se simtă vinovați. De exemplu, lăcomia, depravarea sexuală, egoismul. Există seminarii la care poți participa ca să înveți cum să te căsătorești pentru bani. Cărțile în care depravarea sexuală este promovată devin cele mai vândute cărți din librării, dar bestsellere. Nu este bună strategia aceasta? Ce te face să te simți vinovat? Lăcomia care te împinge să calci peste oameni? Pofta sexuală care te face să distrugi relații și familii? Mânia? Hai să le numim virtuți. Gata cu vinovăția. E inteligent, nu? Însă, deși trăim într-o vreme în care ne place să ne dăm aer de așa ziși intelectuali, dacă totuși nu am atâta timp să mă gândesc, întotdeauna există o altă cale. Alcoolul. Avem tot felul de droguri în care să ne refugiem ca să ne bem mințile și să uităm. Nu sunteți de acord că la rădăcina acestor dependențe se află o conștiință încărcată? S-ar putea spune, stresul este de vină. Sau singurătatea, durerea din suflet m-a dus înspre așa ceva. Dar toți ar admite că undeva în străfundul inimii, ei simt că ar trebui să poată rezolva problema stresului, problema singurătății. Iar pentru că nu au găsit o soluție, vor să-și înnece eșecul în orice. Acum, nu doar alcoolul este un astfel de instrument. Unii, pentru că se simt vinovați, vorbesc, dar vorbesc fără încetare, dar mai ei vorbesc compulsiv și nu se mai opresc pentru că nu vor să asculte, ca nu cumva ce au să le zgândărească și mai mult conștiința. Alții se dedică non-stop câștigului ușor de bani, săli de jocuri, alții cu hobby-urile lor, alții lasă televizorul să meargă toată ziua ca să fie acoperiți de tsunamiul de sunet și imagine care vine peste ei în casă și să nu mai audă liniștea apăsătoare. Însă cea mai veche tehnică dintre toate prin care să-ți rezolvi vinovăția este religia. Aceasta este probabil cea mai periculoasă tehnică dintre toate, pentru că se apropie cel mai mult de adevăr. Religia este superioară la tot ce am vorbit până acum, pentru că recunoaște un mare adevăr și anume: când înfrunți vinovăția proprie, ai de-a face cu Dumnezeu. Nu doar sentimente interioare, nu doar relații. Dumnezeu este sfânt și noi am păcătuit și asta ne termină. Iar atunci vom încerca să-L lingușim pe Dumnezeu. Vom încerca să-L împăcăm cu fapte bune, cu venitul la biserică, cu pioșenie, cumva să ne cumpărăm salvarea.
Am putea petrece ceva timp ca să vedem că nici rezolvarea intelectuală, nici rezolvarea pe cale fizică și nici cea religioasă nu funcționează. Poate pe termen scurt, niciodată cu bătaie lungă. Așa cum spunea bătrânul vraci din Frozen, creierul nostru poate fi ușor păcălit, dar inima noastră nu se vindecă atât de ușor. Cu toții știm în lăuntrul nostru că a fi egoist, lacom, libertin sexual nu te împlinește, ci mai mult te golește. Cu toții simțim că alcoolul, drogurile, comportamentul compulsiv, distracția nu sunt decât un machiaj de o zi, care seara se întărește și peste noapte te irită. Iar noi dintre toți ar trebui să știm că simpla religiozitate a câștigării mântuirii prin fapte bune nu te va ajuta în ziua judecății. În loc să iau fiecare metodă și să vă arăt că nu funcționează, vreau mai bine să las Scriptura, care este cuvântul lui Dumnezeu, de aceea este suficientă pentru noi, să auzim calea lui de a scăpa de vinovăție, de toate formele de vinovăție, resentimente, sentimentul lipsei de valoare, sentimentul de inferioritate. Îți pot spune din experiența proprie și a miilor de exemple pe care le știu că odată ce ai aplicat metoda lui Hristos de a-ți rezolva problema vinovăției, metoda intelectuală, fizică și religioasă vor părea atât de superficiale, subțiri și deloc eficiente pentru situația noastră. Și rugăciunea mea este ca prin această serie de episoade despre vinovăție să fii uimit de Hristos, pentru că El este Cel care te scapă de vinovăție. Dar ține minte încă o dată, nu cuvintele mele sunt cele care contează, ci cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta doresc să privim împreună. De aceea vă îndrept atenția înspre Romani, capitolul 3, versetele de la 19 la 26. Acest text este o parte a inimii Evangheliei și a Scripturii și vreau să las textul să vorbească cât se poate de clar. Are suficientă putere și frumusețe de unul singur ca să se recomande conștiinței tale dacă asculți cu atenție. Dar te chem să privești cu lupa la el, pentru că este esența veștilor bune. Este o veste bună. Și vreau să fac o sumarizare a observațiilor din text. Și apoi, în următorul episod, vom călători împreună prin gândirea Apostolului Pavel, inspirată de Duhul Sfânt. În primul rând, fiecare persoană din lume va da socoteală înaintea lui Dumnezeu pentru păcatul ei. Și vedem asta în versetul 19. Mai apoi, vinovăția fiecăruia și mânia sfântă a lui Dumnezeu nu pot fi rezolvate prin faptele legii, dar prin faptele noastre. Versetul 20. De aceea, Dumnezeu a luat inițiativa de a ne oferi soluția, să ne îndreptățească, să ne ofere darul achitării pe gratis. Versetele de la 21 la 24. Cum a făcut-o? Trimițându-L pe Hristos ca să ne răscumpere prin moartea sa și să ne demonstreze dreptatea lui Dumnezeu. Versetele de la 24 la 26. Și nu în ultimul rând, singurii oameni care vor beneficia de acest dar al achitării sunt doar cei ce cred în Iisus.